Cartea este specială pentru că e unica în Biblie în care Domnul Iisus prezidiază adunările generale a 7 biserici locale. Biserici în care sunt oameni ca tine, ca și mine, cu căderi, cu ridicări. Și e mare lucru să-L asculți pe Domnul Iisus uitându-se la ce e important într-o biserică. Și dacă veți citi cu atenție cele 7 scrisori, veți înțelege unde trebuie să fie accentul într-o biserică locală. Fiecare scrisoare are 7 părți și pe cele 7 părți, destinatar, portretul lui Hristos, analiza lui Hristos, binecuvântări și blesteme și atenționări, am grefat într-un fel doctrina bisericii, începând cu acest destinatar ciudat, îngerului bisericii din Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea scrie. Domnul Iisus cel glorificat vorbește cu o ființă cerească, pe care o are în mâna dreaptă sau pe care o are de la dispoziția lui și asta ne atrage atenția asupra naturii bisericii. Biserica, spuneam noi, se definește la răscrucea dintre divin și uman. Biserica nu este doar o organizație pământească, dacă se limitează la atât, este un club, este o adunătură de oameni care fac lucruri interesante sau mai puțin interesante, dar care n-au nimic a face cu cerul, cu împărăția lui Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu nu este prezent, dacă Divinul nu este prezent, dragii mei, adunarea noastră nu are rost. Cel puțin sub pretenția cu care ne-am adunat. Și vreau să vă spun că lucrul acesta trebuie să fie adevărat pentru fiecare mădular al bisericii, deci și pentru mine și pentru tine, și pentru noi ca biserică în întregime. Cu alte cuvinte, a fi creștin nu înseamnă a te muia în apă și a intra într-un registru sau a te naște într-un cult religios. A fi creștin înseamnă a te naște din nou, din apă, din Duh, din Dumnezeu sau a te naște de sus. Încreștinarea este un fenomen spiritual, divin, care e deasupra capului nostru. Și dacă se limitează la doar ce faci tu, niciodată nu vei vedea și nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Pavel spune în Roman, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, dacă nu este cineva templul Duhului Sfânt, nu este al lui Hristos. Cu alte cuvinte, a fi creștin înseamnă a trece prin această metamorfozare, transformare radicală, a veni din moarte la viață. Dar dacă fiecare cărămidă din acest edificiu al bisericii, fiecare piatră vie, trebuie să fie vie prin Duhul viu care locuiește în noi fiecare, când suntem puși la oaltă, Pavel spune, prin El, prin Hristos și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Observați, eu sunt un templu al Duhului Sfânt, noi suntem un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Biserica nu ține doar de pământ, ține și de cer. Aș pune o întrebare directă, eu nu vă cunosc. Dar Duhul lui Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare și vorbește cu fiecare dintre noi chiar în momentul acesta. Ai confirmarea lăuntrică din inima ta că faci parte din Biserica lui Hristos? Nu mă gândesc la o denominație, la un cult, la o organizație pământească, religioasă, ci mă gândesc la împărăția lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în mod evident, pentru că e vorba de veșnicia noastră, avem datoria să ne verificăm. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos locuiește în voi? Observați, Pavel știe ce înseamnă a fi creștin, ce înseamnă a fi o biserică, după care se oprește îngândurat privind la biserica din Corint și păcatele ei, afară numai dacă sunteți lepădați. Dacă a rămas casa goală, măturată și împodobită și duhurile necurate sunt pe punctul de a intra în ea. Nu pun de multe ori e-mailul meu pe ecran, dar îl aveți acolo sus. Și dacă cineva în săptămâna asta vrea să cerceteze și să scrie o scrisoare Domnului Iisus, sunt bucuros să-i aduc la cunoștință. Eu v-am început scrisoarea, dumneavoastră puteți continua. Dragă Doamne Iisuse, dacă ai recunoscut că Domnul Iisus locuiește în tine, din cuvintele tale se vede de la o poștă relația care o ai cu El, e suficient doar să începi să pui pe hârtie lucrurile, nu scriindu-mi mie, ci scriindu-i Lui. Dacă n-ai făcut niciodată lucrul acesta, încearcă și vezi.
Scriptura spune, pe voi înși vă încercați-vă. Noi nu ne putem încerca unii pe alții, dar ne putem încerca pe noi înșine, dacă suntem sau nu în credință. Iar când ce privește pe noi ca biserică, aș pune o întrebare, este oare preocuparea noastră, știind cine suntem, că aparținem cerului și cerul locuiește în noi, este oare preocuparea noastră de bază să-L cunoaștem pe El? Biserica din Laodicea l-avea pe Hristos la ușă, scos afară din mijlocul ei. Domnul Iisus spune, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dragii mei, dacă o biserică poate fi lepădată, membrii ei pot fi lepădați, o biserică poate să-L scoată afară pe Hristos din mijlocul ei. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Când Domnul Iisus așează pe cântarul judecății Lui cele 7 biserici, punctul focal al cercetării Lui este adevărul sau neadevărul care este în mijlocul bisericii. Dragii mei, de acolo pornește totul, de acolo se strică sau de acolo se vindecă totul. Ascultați-L pe Ieremia vorbind unui popor apostat, care a început să-ți găsească plăcerea ca și cei din Laodicea în bunurile acestei lumi. Așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude care pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc plăcere eu. Imaginați-L pe Dumnezeu survolând planeta, cetatea în care noi locuim, și găsindu-și plăcerea în Cel care face ținta vieții Lui cunoașterea de Dumnezeu. Să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui, strigă Pavel. De la natura bisericii aș vrea să coborâm la conducerea bisericii. Poate când titlul acesta pe foarte mulți îi înstrăinează, eu nu sunt în conducerea bisericii, vreau să ridicați mâna toți cei care conduceți ceva. Nu mă gândesc la bicicletă sau mașină, ci mă gândesc la oameni. Nu contează dacă sunt mici sau mari, cei care conduceți ceva, ridicați mâna. Asta e tot? Restul nu conduceți nimica? Dorca, conduci ceva? Pe bărbat cel puțin. Da? Încerci, dar nu prea poți. Da? În fine, Scriptura spune acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Imaginați-vă doi pe cei doi, fără să vorbesc de ăștia mai mici, și dacă Hristos este în mijlocul vostru, voi sunteți o celulă fundamentală a bisericii. Cu alte cuvinte, biserica începe în familie și cred că o mamă trebuie să învețe să-și conducă copiii și un tată să-și conducă familia. Iar dacă ești la slujbă și se întâmplă să pune Dumnezeu 2-3 oameni sub tine sau 20-30 sau 200, e mare lucru să știi principiile de conducere și Maxwell este unul dintre autorii foarte rulați în zilele noastre în toate domeniile conducerii, dar este unul mai bun decât el la care vrea să privim dimineața aceasta. Este însuși Domnul Iisus Hristos, capul, căpetenia, conducătorul bisericii. Am spus că biserica se definește la răscrucea dintre divin și uman. Cu alte cuvinte, două realități sunt împletite în această realitate a bisericii. Dar asta înseamnă că și conducerea bisericii trebuie să fie divino-umană. Cu alte cuvinte, trebuie să existe o conducere divină și este adevărat. Noi suntem conduși de Hristos, capul. Acolo unde El este prezent, n-are nevoie de purtător de cuvânt, acolo El trebuie ascultat și urmat. Și lucrul acesta trebuie să fie adevărat în viața mea, în familia mea, trebuie să fie adevărat în tot ce fac în societatea în care m-a așezat Dumnezeu. Priviți o clipă cele trei teme mari care vor sta înaintea noastră în duminicile care urmează. Hristos, capul bisericii. Dacă este să învăț principiile conducerii de la cineva, nu le învăț de la înțelepții oameni, lumii acesteia, ci le învăț de la Cel care a murit pentru lumea asta și care conduce lumea asta spre o veșnicie împreună cu Dumnezeu, cei ce se lasă conduși. Deci aș vrea să învăț de la Hristos cât pot în dimineața aceasta. Dar pe urmă, Scriptura ne spune că Hristos vorbește îngerilor bisericii. Eu nu sunt un înger, nici nu știu cum să intru în legătură cu El și Pavel îmi spune să nici nu încerc lucrul acesta în Coloseni capitolul 2. Asta este treaba lui Hristos.
Era în mâna dreaptă, la dispoziția sa, tot cerul, toată puterea i-a fost dată în cer și pe pământ. Dar fiecare scrisoare se termina așa: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cu alte cuvinte, Hristos s-a înălțat la cer, Duhul a venit să locuiască în inimile noastre și tot ce are Hristos de spus bisericii este tălmăcit de Duhul Sfânt pe limba fiecăruia dintre noi și pe limba noastră. Și despre asta vom vorbi duminica viitoare. Dar pentru că cerul este împlătit cu pământul, biserica are și o conducere pământească, așa cum are familia, unde trebuie să-mi exercit autoritatea de cap de familie și să-mi conduc familia spre destinul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru ea. Dar la fel se întâmplă cu o mamă sau cu un frate mai mare în mijlocul fraților mai mici. Deci absolut toți avem de învățat privind la Hristos în această dimineață. Și ascultați ce ne spune El: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Atunci când înveți de la Hristos, practici modelul lui Hristos, atunci găsești odihnă în sufletul tău. Dragii mei, se atâta zâzanie și frământări în familiile noastre, oare de ce? Sunt atâtea frământări în grupurile în care lucrăm și pe care le conducem, oare de ce? Sunt atâtea frământări în societate, chiar dacă șeful este pocăit, oare de ce? Probabil din pricina faptului că n-am privit destul de lung la Hristos să învățăm de la El. Și El ne spune: jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Dacă ar fi să ducem cu noi un adevăr în această dimineață, vreau să vă spun: conducerea, indiferent la ce nivel, se învață de la Hristos. Și de aceea aș vrea să privim lung la Hristos. Iar atunci când ești chemat să exerciți sau să conduci, indiferent cât de mare este grupul, poate să fie biserica inclusă, conducerea se exercită sub autoritatea directă a lui Hristos, neieșind din cuvântul Lui, nepășind nici la stânga, nici la dreapta. În ultimă instanță, singura autoritate a oricărui cârmuiri pământești este autoritatea Scripturii, autoritatea lui Hristos. Cum să privesc la Hristos? Tocmai am parcurs cartea Apocalipsa și ea începe așa: descoperirea lui Iisus Hristos. Și am spus că pot lua această expresie fie ca fiind o descoperire a lui Iisus Hristos sau din partea lui Iisus Hristos pentru biserici, fie să o iau ca fiind o descoperire a persoanei Domnului Iisus Hristos. Atunci când citești Apocalipsa, găsești 6 tablouri mari care îl aduc pe Hristos înaintea ochilor noștri. El este Fiul omului, El este mielul care părea junghiat, care șade la mijlocul tronului lui Dumnezeu, El este pruncul născut într-o iesle din Betlehem, El este leul din seminția lui Iuda, care atunci când se deschide cerul, vine pe un cal alb cu oștirea lui și nimicește pe toți vrășmașii lui. El este cel ce va ședea pe scaunul de judecată și va judeca toate neamurile, dragii mei, în baza faptelor noastre, dar El este și mirele nostru ceresc, după care sufletul miresei strigă: Maranata, vino Doamne Iisuse! Dați-mi voie să iau tablourile pe rând. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. În mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu haină lungă până la picioare, încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna, albă ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama prinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, spune Ioan, am căzut la picioarele lui ca mort. Acest Fiu al omului este Domnul Iisus Hristos cel glorificat. Întrebarea este: de ce îl vede ca pe un fiu al omului și unde își are origine acest concept? Cu alte cuvinte, ce trebuie să învăț privind la Fiul omului din Apocalipsa, din Scriptură? Originea conceptului este în Daniel, capitolul 7. Daniel este o carte profetică, apocaliptică,
asemănătoare cu Apocalipsa. Și Ioan are trei vedenii în capitolul 7. Mai întâi, patru fiare mari care se ridică din Marea cea Mare la porunca Domnului. Sunt cele patru imperii din jurul lui Israel. Apoi se șează un scaun de judecată și cel îmbătrân de zile șade și judecă și pedepsește cele patru fiare. După ce judecata s-a terminat, este adus înaintea celui ce șade pe scaunul de domnie, unul ca un fiu al omului. Și dați-mi voie să citesc textul. Versetele 13 și 14. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat pe cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Uitați-vă ce se întâmplă în momentul acesta. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. În comparație cu cele patru imperii pe care Dumnezeu le strivește cu o singură vorbă, acest fiu al omului este chemat să așeze un alt imperiu, nu în sensul omenesc, ci o împărăție veșnică în care oamenii să-L slujească de bunăvoie și nesiliți de nimeni. Dragii mei, Dumnezeu are puterea să zică și să facă, să ne aducă la supunere și ascultare pe toți cu un singur cuvânt. Dar n-are nevoie de o astfel de împărăție și de aceea a încredințat așezarea unei astfel de împărății fiului omului. O împărăție așezată nu prin forță, ci prin jertfirea de sine. Ce-i foarte interesant de știut și de reținut este că această părăție este așezată nu doar de Fiul lui Dumnezeu sau Fiul omului singur. Cum intri în împărăția lui Dumnezeu prin nașterea din nou, ești pus la lucru, imediat. Trupul își primește creșterea sau împărăția își primește creșterea prin ceea ce dă fiecare încheietură în măsura ei. În împărăția lui Dumnezeu n-ar trebui să fie oameni cu brațele încrucișate. Dragii mei, este foarte mult de lucru. În jurul nostru, peste tot, oameni și probleme pentru care să te rugăm, nevoi în care să ajutăm, poți și tu pune umărul. Deci El nu face această lucrare singur, ci o face împreună cu toți cei mântuiți, cu toți cei care am intrat în împărăția lui Dumnezeu. Dar în această lucrare, El este și rămâne conducătorul, căpetenia, Domnul, împăratul. Și dacă vrei să lucrezi împreună cu El, trebuie să-L auzi și să-L vezi pe El definind și modelând strategia pentru lucrare. Și ăsta este lucru extraordinar. El a venit ca un fiu al omului ca să intre în sistemul nostru de referință, în sistemul nostru de valori și să-L putem privi pe El. Ascultați ce spune mai departe Scriptura. Ca să poată așeza împărăția, strategia pe care Dumnezeu a ales-o a fost strategia nu a leului, ci a mielului junghiat. Strategia mielului junghiat. Am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul domniei o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschide cartea, să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Ce interesant! Dumnezeu era pe tron, Fiul lui veșnic era alături de El, Duhul cel Sfânt sau cele 7 lămpi erau înaintea scaunului de domnie, Îngerul puternic cu toți ceilalți heruvim erau în prezența lui Dumnezeu și cu toate acestea nimeni nu s-a găsit vrednic să ia cartea, să-i rupă pecețile. Și Ioan spune, am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Când a auzit expresia, leul din seminția lui Iuda, Ioan a tresărit probabil cu nădejde în suflet, da, asta da strategie a cerului. Dar el spune, m-am întors și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Wow, un miel. Un miel să biruiască, un miel să așeze împărăția, dar mai pe sus de asta, spune, părea junghiat.
Ce nădejde să spui într-un miel junghiat? Avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. El a venit, a luat cartea din mână dreapta celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii, cei 24 de bătrâni, s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu, singura ființă din întregul univers, care s-a învrednicit să deschide cartea, să dea drumul planurilor lui Dumnezeu, să le aducă la îndeplinire, dragii mei, să așeze împărăția. Vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod, de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți în veci. Și în clipa aceea, toți îngerii, mii și mii și zeci de mii, încep să cânte vrednicia mielului și a celui ce șade pe tron. Mielul ia cartea și începe să-i rupă pe cețile. Când ajunge la pecetea 6, istoria a ajuns din Genesa până la cruce și în clipa aceea mielul apare și pământul se îngrozește la vederea lui. Dar în loc ca mânia lui să se reverse peste împărații pământului ascunși în peșteri și în crăpăturile stâncilor, mielul își toarnă mânia lui Dumnezeu în cap. Cu alte cuvinte, ia pedeapsa asupra lui să lase loc pecetluirii noastre. Dragii mei, asta este strategia cerului în a conduce pe pământ spre așeza o împărăție după placul lui Dumnezeu. Iar conducerea bisericii se învață de la Hristos. Nu din manualele de leadership, dragii mei, se învață de la Hristos. Te poți informa de oriunde dacă ai luat Scriptura și ai pus în lumina Scripturii ceea ce citești. Altfel, punele deoparte, deși par bune, n-au nicio valoare. Cu ani în urmă eram, în anii 91, eram la Oradia, la revizuirea statutului Bisericii Baptiste, a Uniunii. Și erau nume mari în sală. Cel care a întocmit, a creionat într-un fel statutul, când a ajuns la alegerea conducerii bisericii, a adus un text ca suport și a zis, el a dat pe unii păstori, pe alții învățători, evangheliști. Și știu că m-am oprit și am zis, ai citat textul invers, de ce nu-l așezi la locul lui? Textul spune, el a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Noi suntem obișnuiți să avem în vârful bisericii, făcute ca o piramidă, un om și numim păstorul bisericii. Dragii mei, locul acela este pentru Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu-i poate lua locul. După o discuție de o jumătate de zi, am pus textul la loc, statutul a rămas tot pe dos. Dar când e vorba de conducerea bisericii, ea se învață de la Hristos, respectând ad literam cerințele Lui și urmând modelul Lui. Uitați-vă la un eveniment din viața Domnului Iisus. Vine o femeie la El și vrea să-i facă o rugăminte și Domnul Iisus se întoarce, spune, vorbește femeie. Și ea spune, vreau să poruncești ca cei doi fii ai mei să fie unul la dreapta și altul la stânga ta când vei veni într-o împărăția ta. Domnul Iisus se uită la ea și zice, nu știți ce cereți. După care băieții erau acolo și așteptau să primească semnătura Domnului Iisus pentru că au avut înțelepciunea să vină primii dintre cei 12. Domnul Iisus îi întreabă, puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul care am să fiu botezat eu? Observați, modelul rămâne el. Ei au sărit cu gura, putem! Când au auzit ceilalți ce cer acești doi frați s-au mâniat pe ei și au început o ceartă între ei. Domnul Iisus Hristos i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Cu alte cuvinte, în lumea noastră, care este vândută diavolului și organizată de el, în mersul acestei lumi, așa se conduce, domnesc peste ele și le poruncesc cu stăpânire. Dacă zici și ridici vocea și începi să strigi, ai impresia că ți-a crescut și autoritatea. Domnul Iisus continuă între voi să nu fie așa, ci oricine vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru
Și oricine vrea să fie cel dintâi între voi, să fie rob, să vă fie rob. Dar de ce, Doamne? Pentru că asta este strategia și modelul pe care l-am adus eu pe pământ. Și versetul următor spune, pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el însuși să slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. O, dacă am ști să aplicăm acest model de conducere în familiile noastre, în grupurile noastre, indiferent unde ne-a așezat Dumnezeu, să exercităm acest dar al cârmuirii, cum ar arăta toate lucrurile? Dragii mei, îmi pare rău să vă spun, dar respectul nu se pretinde. Nu există scaun care să-ți dea respect, titlu care să-ți dea respect. Respectul se câștigă. Respectul se câștigă, întrebarea este cum? Uitați-vă la Domnul Iisus din nou. El este fiul omului care a primit mandatul să așeze o împărăție veșnică pe pământ și strategia lui fundamentală este cea a mielului junghiat, nu a leului care răcnește și sfâșie totul, ci a celui care se lasă sfâșiat. Nu la întâmplare a zis, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Și el nu ne-a trimis ca să fim jupuiți și sfâșiați, ci ne-a trimis să biruim. Dacă el a biruit, putem și noi birui, exact după același model. Dar cum se câștigă respectul celor pe care îi cârmuim? Următorul tablou, în capitolul 12, este tabloul pruncului. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu, cu 10 coarne, 7 cunoaște împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte a stelelor cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Un prunc. De când îl țin și eu în brațe, îmi dau seama că am uitat de când mi-au crescut copiii cât de nevinovat și neajutorat poate fi un prunc, un copil. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească și el, copilul neputincios, neajutorat, spune, are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Nu v-ați întrebat de ce a venit Dumnezeu pe pământ ca prunc? De ce n-a venit direct ca adult? Când Dumnezeu a modelat țărâna într-un chipul și asemănarea sa, nu cred că a modelat un embrion, după care a așteptat să 9 luni de zile ca să vină, ci a modelat un om întreg, mare, la floarea vârstei, cu toată înțelepciunea lui, când a suflat suflarea de viață în Adam. Dar Fiul lui Dumnezeu, când a venit pe pământ, n-a venit ca Adam în Eden, ci a venit în pântecele Maicii lui, purtat 9 luni de zile, după care s-a născut cu mare chin într-o iesle, nu în condițiile din ziua de astăzi. Nu putea el veni ca și cel din capitolul 19 când se deschide cerul și pe un cal alb a venit cineva încununat cu multe cununi împărătești pe cap, cu haina muiată în sânge, cu sabia gurii lui, urmat de oștile lui din cer? Înainte de a merge la cruce, el a zis, Petre, pune sabia în teacă. Dacă aș vrea, aș putea să fac un semn și Dumnezeu mi-ar trimite legiuni de îngeri în ajutorul meu. Nu putea veni așa? N-ar fi putut el fi mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii dacă n-ar fi venit ca prunc în lume? Uitați-vă la cei doi martori sau unși din capitolul 11. Oricine a vrut să le facă rău, a ieșit foc din gura lor, au închis cerul la porunca lor și au lovit pământul cu tot felul de urgii. Și oricine a vrut să le facă rău, a trebuit să piară în felul acesta. N-a putut veni Hristos în acest fel, cu toiacul de fier, să-și impună voia și să așeze împărăția? Spuneam că Dumnezeu nu are nevoie de o astfel de împărăție. Dar de ce a venit El totuși ca un prunc pe pământ? Ce să învăț de la asta în ce privește conducerea în toate domeniile vieții? În primul rând, priviți-L în lumina textului din Ioan 1:14, cuvântul care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu s-a făcut trup. Și a locuit printre noi, plin de har și adevăr, și noi am văzut slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.
33 de ani și jumătate, l-am văzut pe Domnul Iisus plecând din pântecele Maicii Lui și umblând printre noi, plin de har și de adevăr. L-ai putut întoarce pe toate fețele. L-ai putut privi. Scriptura ne spune, se cuvenea în adevăr că acela și pentru care, prin care și pentru care sunt toate și care voia să aducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Incredibil. Conducătorul lumii desăvârșit prin suferințe. Desăvârșit prin ascultare. Măcar că era fiu, spune autorul Evreilor în capitolul 5, el a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Este o vorbă. Poți intra în business sau poți crește într-un business, într-o afacere. Când intri într-o afacere, ești catapultat de pe băncile școlii cu diploma în mână în mijlocul oamenilor și trebuie să dai din coate să-i conduci. Când crești într-o afacere, Filip trebuia să căsătorească, eram la Sibiu la o conferință și cineva ne-a pus o vorbă bună la fabrica de costume, cum el este înalt, cu mâini lungi, să-i găsim un costum de mire. Și directorul fabricii ne-a dus special să aleagă un costum pentru el. Și în timp ce ne-a purtat și a ales costum după costum pentru Filip, era un om vorbăreț și a început să ne povestească. Avea 3 copii. Toți copiii mei, la 16 ani, au început să măture în fabrică. Erau fiii patronului și fiicele patronului, dar acolo se începea meseria. Și au trecut prin toate fazele, mașina de cusut, la croi, prin toate fazele. După ce au învățat toată meseria, s-au dus la facultate. Unul era director tehnic, altul era director financiar, toți copiii lui conduceau fabrica, el putea povesti cu clienții și putea să-și vadă de drum. Dragii, asta înseamnă să crești în conducere, nu să cazi în ea. În zilele noastre lucrurile s-au schimbat. La 18 ani un tânăr merge la seminar și 3 ani de zile face școală și învață de toate, fără să afle prea multe, și cu o diplomă în mână este parașutat într-o biserică în care sunt tot fel de probleme. Bietul tânăr, la 21 de ani, nici însurat nu-i bine, habar n-are cum se raporteze la ele. Când copiii mei au început să crească, l-am spus la băieții, în mod special, fetele nu fac seminar la noi, sau nu totdeauna, dar le-am zis așa, dacă vă duceți la seminar, vă rup picioarele. Mergeți la facultate, învățați cu ce se mănâncă pâinea. Și după ce ați gustat puțin din viață, pe urmă, puteți să faceți școală mai târziu. Îmi pare rău că n-am început ca acest director de fabrică. La noi, dragii mei, un tânăr ajunge la 33 de ani când și-a terminat doctoratele și pe urmă se scarpină la cap, se întreabă ce să fac în viață cu toate diplomele în mână, dacă am fi început invers. Cum să te apropii de un om la care nu-i cunoști problemele, nu i-ai gustat din nevoi, din necazuri în niciun fel? De ce nu l-a trimis Dumnezeu pe fiul său la 33 de ani cu un toiac de fier pe pământ? Să crească printre noi, dragii mei, să ne cunoască nevoile, problemele, necazurile, zbaterile, frământările, ispitele, ca să poată să fie o căpetenie vrednic de încredere. Ascultați-l pe același Pavel vorbind în Evrei 2, astfel deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii. Știți ce înseamnă sânge și carne? Toată truda de pe pământ, toată viața asta complicată care o trăim, tot așa și el a fost deopotrivă, deci în toate lucrurile părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Știți cum ne-a izbăvit el de frică? Murind înaintea ochilor noștri și înviind a treia zi din morți. Și frica s-a dus, pentru că moartea, am văzut cu ochii noștri, nu mai este stația ultimă. Ai cancer, s-ar putea să mor de el. Și pleci un pic mai repede, asta e tot. Vorbeam ieri cu cineva care s-a întors de pe pragul morții, spune, am fost dincolo. Nu știu de ce Dumnezeu m-a trimis înapoi, dar așa de frumos dincolo încât îmi pare rău că am venit. Cu toate că avea 5-6 copii, îmi pare rău că am venit. Dragii mei, moartea nu mai este groapa aceea neagră de care te temi, ci este pasajul prin care treci spre altceva. Căci negreșit,
nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos, vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în toate, în ceea ce a suferit, poate, repet vă rog, prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate veni în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Cu alte cuvinte, vrei să conduci un grup? Mănâncă pâinea lor. Umblă printre ei. Fii parte din el. Și dacă te învrednicești să spui o vorbă și să chemi pe urmele tale oamenii, ai ajuns căpetenie. Altfel, trebuie să stai acolo unde ești. Îmi pare rău, dar în conducere nu poți fi numit. În conducere trebuie să te numească Dumnezeu. Și te numește atunci când urmezi modelul lui Hristos. Pentru că a trăit printre noi, El, căpetenia noastră, Domnul Iisus Hristos, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, a modelat El însuși drumul pe care ne conduce. Și astfel ne-a câștigat încrederea și respectul. Pentru că a trăit printre noi, plin de har și de adevăr, modelând prin viața Lui tot ceea ce ne cere, dragii mei, ne-a câștigat încrederea și respectul. Nu uitați, conducerea bisericii sau bisericuței, indiferent că e grup, familie sau o adunare, se învață de la Hristos. De aceea Pavel ne spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Ce ciudat căpitan, împărat și domn, un miel junghiat, un prunc pe care nimeni nu l-a băgat în seamă, un tânăr de 33 de ani care se pierde în mulțimea de la Iordan înainte ca să deschide cerul și Duhul lui Dumnezeu să coboare peste el. Poate că atunci când te uiți la un astfel de model de conducere și de conducător, te întrebi, oare cu un astfel de conducător, biserica în lumea asta rea, nu cumva va fi strivită și călcată în picioare și anihilată? Oare cu un astfel de conducător există vreun viitor și vreo nădejde pentru cei care îl urmează? Uitați-vă la lumea în care trăim. Vreau să nu uitați faptul că noi am vândut pământul, istoria aceasta în mâna celui rău și există un mers al lumii acesteia după Domnul Puterii Văzduhului și a Duhului care lucrează în fiii neascultării. Și de aceea toate lucrurile sunt pe dos. Dar în lumea aceasta în care trăim, toți își caută conducători carismatici care zic o vorbă și toată lumea se încununează sau se încolonează. Dar când vrei să schimbi paradigma, ai tot felul de întrebări. Oare dacă pornesc după el, dacă conduc în felul acesta, există vreo nădejde, vreun viitor? Dați-mi voie să privim mai departe portretul lui Hristos, Fiul omului, a venit să așeze o împărăție veșnică pe pământ, nu ca leu, ci ca miel, de aceea s-a născut într-o iesle și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Dar când ajung în capitolul 19, se deschide cerul și în locul mielului apare leul. Leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, luceafărul de dimineață, împăratul, domnul domnilor, împăratul împăraților, cu sabia gurii lui, nimicește pe toți potrivnicii lui. Iar apoi priviți-l pe scaunul de judecată. Ultimul cuvânt îl are Domnul Iisus Hristos în istorie. Se deschid cărțile, se deschide și o altă carte. Și când el judecă cu dreptate, se luptă cu dreptate, niciun nevinovat nu va fi condamnat, niciun vinovat nu va fi mântuit. Cu alte cuvinte, istoria se termină pe ultimul cuvânt al lui Dumnezeu.
Și toți cei care nu au fost găsiți scriși în cartea vieții, îi așteaptă iazul de foc. Nu, nu. Mielul și pruncul nu sunt ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. Leul și judecătorul își spun cuvântul, recitiți încă o dată textele respective. Dar dați-mi voie să mă grăbesc spre ultimul tablou, cel al mirelui. Vreau să pun o întrebare, domnișoarelor. Care dintre voi ați accepta mâna unui căpcăun? Care în loc de vorbă bună să vă întoarcă dosul palmei și în loc de un buchet de flori și să vă terască după el, să vă înjosească peste tot și să spuneți, vino dragul meu, abia aștept să mă găsătoresc cu tine. Nu, nu facem așa ceva. Dacă te întrebi dacă există un viitor și o nădejde cu mielul și cu pruncul din iesle, aș vrea să privești coborându-se din cer noul Ierusalim, în care mirele va locui cu mireasa lui, Dumnezeu însuși va fi împreună cu el și toți cei ce vor birui vor fi acolo. Uitați-vă cum se termină cartea. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele. Ce interesant, hainele le spălăm în apă, dar nu și cele ale sufletului. Ele se spală doar în sângele mielului. Singurul drum spre cer. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții, să intre pe porți în cetate, acolo unde este pomul vieții și apa vieții. Afară sunt câinii vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli, oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu ca să vă adeverească aceste lucruri, ca să adeverească aceste lucruri bisericii lui. Eu sunt rămășița și sămânța lui David, luceafărul de dimineață, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, dacă se întâmplă să ai un soț căpcăun în casă, poate că te bucuri că a plecat în delegație și că delegația ține mult. Și dacă se întâmplă să fie și capitan pe vas și vine odată la un an și jumătate acasă, nu-i tare rău. Dacă mirele nostru al conduce cum suntem noi obișnuiți să conducem și să fim conduși în zilele noastre, dragii mei, nu cred că din inima miresei ar izbucni acest strigăt. Vino! Și cine aude să zică vino și celui ce este sete să vină, cine vrea să bea apa vieții fără plată. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând și auziți, vă rog, ecoul. Amin! Vino, Doamne Iisuse! Spuneți-mi, cum trebuie să fii ca și conducător, ca cei pe care îi conduci să înceapă să plângă când pleci și să se bucure când vii? Am un prieten și ajuns șef în CFR pe undeva prin Constanța. Un om tăcut, știți majoritatea dintre voi, când s-a hotărât să intre în lucrare, să lase slujba, toți angajații lui l-au plâns. A fost un om drept, a fost un om care nu semna facturi, dragii mei, dacă nu era acoperire, toți șefii aveau probleme cu el, dar a fost un om iubit și respectat de toți cei din jurul lui. Dar indiferent ce am face noi, care dintre noi ne putem asemăna cu Domnul Iisus? Și acum mă întorc la întrebarea mea de la început. Care dintre voi conduceți în vreun fel sau altul, într-un context sau altul? Hai, Lorine! Și aici și peste tot. Cel puțin, dacă ești bărbat și ai nevastă și copii, textul acesta ți se adresează. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, așa se conduce după modelul lui Hristos, nu poruncind, ci iubind, nu fiind slujit, ci slujind.
Iubiți-vă, nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestelor lor. Când aveam vreo 21 de ani, când Domnul Iisus a început să mă tragă așa cu funiile dragostei lui, eu îl slujam ca un neteat împrejur și un nepocăit. Dirijam corul și eram la orgă cu gitara după gât. Dar am crescut și eu, pentru că aveam părinți credincioși în biserica asta. Și când Hristos a început să-mi vorbească, mai întâi m-am împotrivit. Și din împotrivirea mea am încercat cât am putut din răsputeri să neg divinitatea și existența Lui, ca să fiu liber odată de problemele astea, să mă duc în treaba mea. Am citit tot ce mi-a căzut în mână pe rafturile de atunci ale filozofiei. Și Domnul Iisus nu m-a lăsat. Pe urmă, când m-a prins în cârligul iubirii Lui și m-a apropiat de El, am început să descoper ceva care mi-a plăcut tot mai mult la El. Nu L-am văzut ca pe un lider egoist. Uitați-vă la guvernele țării astea și la președinții și primii miniștri și înșirații dumneavoastră. Spuneți-mi unul căruia a păsat de poporul acesta. Spuneți-mi unul care realmente s-a dat pe sine. Câte vreme ciolanul e gros, toată lumea dă din coate. Nu e așa Hristos. Dragii mei, când am început să-mi vorbească și să-i vorbesc și să-l cunosc, mi-am dat seama de intențiile lui. El n-a venit să mă stoarcă de energia mea, să scoată tot ce poate, să mai adauge încă 5 ani până la pensionare, ca să mai stoarcă un pic la venitul țării, să impoziteze tot ce suflă în... Nu, dragii mei, ci El totdeauna a dat din ale Lui ca să adauge la lipsurile mele. M-a găsit în noroi și m-a ridicat și m-a scos de acolo. Și pe urmă a început să dăltuiască. Nu-L înțeleg întotdeauna și nu știu totdeauna de ce face ceea ce face în viața mea, dar când am un pic de răbdare și mă uit înapoi, văd că toate lucrurile lucrează împreună spre binele pe care El mi l-a gândit. Și știți care e binele acesta? Ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Spuneți-mi, cum să nu se bucure mireasa de mirele ei? Și spuneți-mi, cum să nu strige mireasa în fiecare zi? Vino, Doamne Iisuse! Vino, Doamne Iisuse! Maranata! Cum să nu strigi? Când ai așa o frumusețe de mire care și-a dat viața pentru noi. Conducerea se învață de la? Vreau să vă spun. Sunt multe lucruri, toate adevărurile sunt ale lui Dumnezeu și în cărți găsiți de multe feluri, dar dacă e să plec de undeva, conducerea se învață de la Hristos. Iar conducerea bisericii Lui nu poate fi învățată de la altcineva. Luați jugul meu asupra voastră, învățați de la mine, spune Domnul Iisus, eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Jugul meu, cerințele mele, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Cine-i Hristosul de care învăț? Uitați-vă la cele 6 tablouri mari din Apocalipsă. Citiți-le, întoarceți-le pe față și pe dos, meditați, rugați-vă printre ele în timp ce le citiți. Și veți deveni păstor sub păstorul cel mare, indiferent pe cine conduceți, copiii voștri, familia voastră, grupul în care sunteți, la locul de muncă, angajații voștri sau biserica. Fiul omului a primit un mandat să așeze o împărăție veșnică, o împărăție a lui Dumnezeu pe pământ. Nu prin forță, ci prin jertfirea de sine. Dacă v-aș întreba, dorește cineva să fie episcop? A, nu, așa nu. Așa nu. Dar dacă dorește să fie episcop, dorește un lucru bun, spune Scriptura, dar cel care slujește alături de Hristos, sub cârmuirea lui Hristos,
trebuie să accepte strategia lui Hristos. Și strategia lui nu e strategia leului care sfâșie, care strigă și bate cu pumnul în masă și are toate ideile pe care acela trebuie să le respecte, ci este strategia mielului care se lasă junghiat, care umblă printre noi, plin de har și de adevăr, și la un moment dat toată lumea își întoarce ochii spre el. Zice, da, vorbește, robul tău ascultă. Modelul cristic este acolo în Scriptură și clar. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el însuși să slujească, să-și dea viață răscumpărare pentru mulți. Dragii mei, pentru asta Hristos n-a descins din ceruri pe un cal alb cu un toiac de fier în mână, ci s-a născut într-o iesle și a umblat printre noi și a modelat în toate etapele vieții, în toate etapele vieții, ceea ce noi trebuie să învățăm și să știm. Iar pentru că așa a trăit printre noi, ne-a câștigat încrederea și respectul. Respectul, nu uitați, nu se pretinde, ci se câștigă. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, spune Petru, un martor al patimilor lui Hristos și un părtaș al slavei viitoare. Observați cine este modelul lui Petru? Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu. Nu pentru câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Ce mare provocare! Ce mare provocare! Dorește cineva să fie un episcop? Modelul este înaintea noastră. Amin. Amin.